La mulți ani, Constantin și Elena, să vorbim astăzi despre numele dumneavoastră. Sunt vechi și foarte, foarte frumoase. Constantin și Elena sunt printre cele mai frecvente prenume actuale în română și, de asemenea, foarte răspândite în onomastica europeană. Așadar, Constantin vine de la numele latinesc Constantinus, derivat de la Constantius, care vine la rândul său de la Constans Constantis, atestat prima dată în secolul al II-lea și care însemna constant, ferm. În apus sunt mai frecvente formele care vin de la Constantius, în timp ce în răsărit s-a răspândit forma Constantin, mai ales după prestigiul foarte mare al împăratului Constantin cel Mare. Forma grecească pătrunde prin intermediar slav în română și numele e atestat încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea, alături de multe variante și derivate. În țara românească avem Coia, Coica, Constantin, Costea, Costinca, sunt doar câteva. Costea, să știți, este cel mai vechi. E un nume atestat încă din 1389. În Moldova, în acte din vremea lui Ștefan cel Mare, apar Costachi, Coste sau Costin. De aici avem o mulțime de derivate, unele hipocoristice. Costache, Tache, Tăchel, Costel, Costică, Tică, Dinu, Dina, Dinică sau Dincă. Multe dintre ele au devenit între timp, recunoașteți deja, nume de familie. E destul de frecvent și femininul Constant. Vine din forma Constanția și are o bogăție de derivate, unele de asemenea hipocoristice. Gândiți-vă la Tanța, Tânțica, Tânțel sau Tanții. Elena, acum, vine de la un nume grecesc. Elena e mama lui Constantin cel Mare sau soția lui Menelaos în mitologia greacă, acea femeie a cărei răpire a declanșat, vă amintiți, războiul troian. Femininul grecesc se pare că ar fi avut și un corespondent masculin care a dispărut între timp. Elena era probabil la origine o divinitate a luminii. A fost emisă ipoteza că numele s-ar fi format în greacă, pornind de la niște cuvinte care semantic au legătură cu lumina, căldura și strălucirea soarelui. Gândiți-vă că avem și în română multe cuvinte care conțin formantul helio, care înseamnă soare, lumină, radiații solare, solar, însorit. Gândiți-vă la heliofobie sau helioterapie și sunt foarte multe. În credințele populare din răsărit, Elena era considerată protectoarea împotriva focului, a tunetelor, fulgerelor și trăsnetelor. Numele apare, să știți, în documente românești încă din secolul al XV-lea și are și el numeroase variante: Ileana, Oleana, Lina, Ilena, Ilenușa, Lenuța, Ilinca, Ela. Poate nu v-ați gândit că au legătură și acesta e bine, tot de la Elena vin. Ileana Cosânzeana, de asemenea, ne amintim, e un personaj celebru în folclorul românesc. Aceasta e, așadar, pe scurt, originea celor două nume, Constantin și Elena. Dacă le purtați, e un privilegiu, vă asigur, sunt printre cele mai vechi și mai frumoase prenume românești.